Mă bucur că suntem atât de mulți în ocazia aceasta de închinare. Asta înseamnă că sunteți niște oameni fericiți și mulțumiți. Ați văzut titlul pe care l-am pus acolo și asta mă bucură că nouă ne place să fim mulțumiți și sper că așa este, pentru că lumea în care trăim este o lume plină de nemulțumiți, de oameni încruntați, de oameni care fac riduri, de oameni care au tot timpul ceva de spus negativ. Însă starea aceasta de negativism, de negativitate din sufletul nostru ne face să fim nefericiți. Eu nu spun că trebuie să fim zâmbitori permanenți, că sunt unii care, știți, la spitale, când te duci, zâmbesc tot timpul. Și spun glume și sunt fericiți, așa. Nu despre asta. Mai vedeți alții și pe rețelele de socializare. O țin dintr-o fericire într-alta și tot timpul ei sunt fericiți, de parcă viața ar fi numai fericire. Nici despre asta nu vreau să vorbim, ci despre acea stare de mulțumire constantă care ne ajută să fim niște oameni împliniți. Probabil că mulți dintre noi căutăm această sursă a fericirii și a mulțumirii și vrem ca să avem pace, să avem liniște. Foarte mulți iau elemente din decorul fericirii și spun că mulțumirea și fericirea înseamnă să fii într-o vacanță continuă. Și nu spun că nu avem nevoie de vacanță. Da, și să tot duc în tot felul de vacanțe și caută și tot parcă ceva lipsește de acolo. Sunt unii care nu găsesc soluții la problemele lor de viață și se duc la terapii, dintr-una în alta, și au abonament la terapie. Nu spun că nu-i bună și terapia, dar știți la ce se folosește? Doar cel mult ca să-ți arate diagnosticul. Dacă e vorba de soluții, fugiți de terapii, că nu vă dau soluțiile care trebuie. Poate să fie ultra specializați cu 7 mastere și doctorate, pentru că ceea ce îți oferă Dumnezeu nu poate să-ți ofere niciun terapeut. Nu poate să-ți ofere niciun om. Și poți să găsești cauze. Poți să găsești anumite elemente care nu funcționează bine în viața ta. Să le identifici, să le conștientizezi. Dar soluția nu este acolo. Alții caută mulțumirea și fericirea în plăceri, de care avem nevoie. Și Dumnezeu a lăsat anumite plăceri pe care să le avem în viața aceasta. Să mănânci, să bei, să te duci cu prietenii tăi, să socializezi. Și dacă vă uitați în cartea lui Dumnezeu, o să vedeți că toate sărbătorile, da, toate, nu exista niciuna, aveau aceste elemente în ele, un element de socializare, mâncau, stăteau împreună, sărbătoreau și aveau și momentul acela de sacralitate, de solemnitate, în care se întâlneau cu Dumnezeu. De asta erau frumoase și nu erau deloc plictisitoare sărbătorile, pentru că oamenii stăteau foarte mult împreună. De multe ori, serviciile divine au devenit atât de stereotipe și atât de previzibile, încât știi ce urmează. Și zicea, știu ce urmează, da? Dacă trebuie, hai că facem și pe asta, mai ascultăm și o predică, mai cântăm și o cântare, a, urmează asta, urmează colecta, urmează cealaltă și după aia ce facem? Ne vorba cuiva, ne strângem mâinile călduros la ușă și plecăm acasă. Da, spunea un pastor în apelul de final, fraților, ne strângem călduros mâinile la ușă și plecăm acasă. Și într-adevăr, puteți să o luați și cu un sens și cu altul. Strânge mâinile călduros și am plecat acasă. Nu mai urmează nimic. Și experiența aceasta a socializării, a relaționării, se termină. Dar ca să vedem ce înseamnă adevărata mulțumire și adevărata fericire, unde este sursa ei, am să vă citesc câteva gânduri pe care le spune Sfântul Apostol Pavel, care era un om super realizat din toate punctele de vedere, avea statut, avea studii, avea putere, avea influență, făcea parte din Sinedriu, era din elita teologilor de atunci și ai zice, mă, dar ce mai lipsește la omul ăsta? Cam ce ne lipsește nouă în multe rânduri când suntem nemulțumiți. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 7 și în continuare, el spune așa.
Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc cum? Ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea pe care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Foarte interesant. Deci, toate lucrurile după care noi alergăm și care sunt bune, nu cred că este rău să faci școală, nu cred că este rău să ai o anumită poziție, să fii respectat în societate. Dar toate acestea, spune Pavel, fără Hristos sunt egal gunoi. Care sunt caracteristicile gunoiului? Ceva care nu-ți mai trebuie. La un moment dat devine nefolositor. Se învechește, se strică, începe să miroase urât și zici, nu mai folosește. Și orice lucru din viața aceasta, fără Dumnezeu, se transformă într-un gunoi. Sau cel mult, într-o relicvă de muzeu. Și în muzeu sunt tot gunoaie, dar bine polișate și aranjate. Și le dăm valoare istorică, le mai punem niște povești acolo. Dar te duci ce vezi? Niște mumii, niște lucruri foarte vechi, care în alte circumstanțe le-ai aruncat la gunoi, dar mai pui acolo o etichetă, mai pui acolo niște lucruri atașate și zici, wow, istorie. Dar până la urmă tot gunoaie sunt, nu? Așa este viața noastră fără Dumnezeu. De aceea suntem nemulțumiți. Pentru că în sufletul nostru nu este acea sursă a mulțumirii. Și o căutăm într-o parte, în alta, în cealaltă. Toate lucrurile și elementele acestea bune pe care le-a dat Dumnezeu, dacă nu sunt legate de iubirea lui Dumnezeu și de dragostea Lui, toate sunt tinichele. N-au nicio valoare. Și pentru a conștientiza lucrul acesta, aș vrea să facem un exercițiu în ceea ce privește mulțumirea. Noi am rezumat-o doar la cuvinte. Însă, știți, în vechiul Israel, Dumnezeu a zis, uite, dacă vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu, adu un dar din ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și împarte cu frații tăi, dar toate darurile erau împărțite, zecimi, daruri de mulțumire de 7 feluri câte erau, toate erau împărțite cu săracul, levitul și orfanul, inclusiv zeciuială. De ce? Pentru că în felul ăsta Dumnezeu descuraja ca poporul să aducă darurile în bani și să le aducă în produse. Cât poți mânca? Până te saturi. Chiar dacă mănânci mai mult, mănânci până te saturi și gata, nu mai ai nevoie. Dar de bani, când te saturi? Niciodată. Și de asta Hristos a dărâmat tarabele de bani și de schimb valutar de la templu, ca să învețe că legătura cu Dumnezeu și cu oamenii este cea mai importantă și părtășia cu oamenii aduce adevărata împlinire. Ca o mică mostră, în ocazia aceasta de sabat, am adus un dar de mulțumire împreună cu fratele Dorel și la urmă o să împărțim câte rămân, atâtea rămân, dar importantă este părtășia și aș vrea să dăm un start la un obicei frumos. Ca dacă cineva are pe suflet să aducă un dar de mulțumire în elemente de gustat, am fi adus și un berbec aici, să-l frigem, da? Sau fript, numai că unii sunteți vegetarieni și, na, ce să facem, asta e situația. Dar dacă vreți să duceți ce vreți, șnițele de soia sau orice, sau anumite lucruri mai neperisabile pe care le putem împărți, puteți să faceți lucrul acesta pentru ca sabatele să fie mai frumoase. În felul ăsta o să conștientizăm că, pe de o parte, împărțim cu cei din jurul nostru, chiar dacă nu sunt elemente costisitoare, nu trebuie să cheltui o avere, dar gestul contează foarte mult.
Și o să vedeți că de multe ori dacă împarți o bomboană cu cineva, are mai mare valoare decât dacă stai la o masă foarte, foarte costisitoare. Și ca să vă mai dau un motiv în plus de a mulțumi în felul acesta lui Dumnezeu, o să vedeți că Dumnezeu a legat cele mai sacre simboluri pentru veșnicie de elementele care nouă ne aduc cea mai mare plăcere în viața aceasta. Și dacă analizați Scriptura și ceea ce pune Dumnezeu acolo, El a legat cele mai sublime lucruri și mai sfinte de lucrurile care ne aduc nouă plăcere. Sfânta cină, mâncare, băutură și părtășie. Biserica, simbolul bisericii, l-a legat de relația dintre bărbat și femeie. Și ca și când n-ar fi de ajuns, lucrurile astea le-a lăsat pentru veșnicie. Ce vom face în împărăția lui Dumnezeu? Ne vom bucura de părtășia cu Hristos și cu Sfinții, simbolul bisericii? Vom mânca și ne vom bucura la masă în împărăția lui Dumnezeu. Este extraordinar! Și ca să avem aceste bucurii, nu doar la Sfânta Cină, putem să le avem și în cadrul sabatelor, atunci când cineva are pe suflet să aducă un dar de mulțumire lui Dumnezeu, pe lângă cele în bani, putem să facem gesturile acestea care să ne unească și care să ne conștientizeze că suntem o biserică și că putem să îi facem pe cei din jurul nostru fericiți. Așadar, cred că toate lucrurile bune după care alergăm putem să le realizăm, dar toate acestea fără Hristos ne vor face niște oameni neîmpliniți, nefericiți și care nu au o bucurie deplină. Dacă vreți să fiți cu adevărat fericiți, luați-L pe Hristos în viața voastră, împărțiți cu cei din jurul vostru și o să vedeți că viața devine mult, mult mai frumoasă. Altfel, o să fim niște mari colectori de gunoaie, care la un moment dat nu ne vor mai folosi la nimic, nici titlurile academice, nici sănătatea o vom pierde, mașinile se învechesc, trebuie să le tot schimbi, și hainele se învechesc, poate să fie oricât ar fi de frumoase și de scumpe, se învechesc, dar ceea ce rămâi, ce rămâi în viața ta sunt relațiile și amintirile. Chiar spunea cineva foarte frumos și cu gândul acesta aș vrea să închei: prieteni, faceți-vă amintiri pentru ca la bătrânețe să nu rămâneți singuri. Amin.